Președintele Iohannis l-a desemnat pe Nicolae Ciucă pentru funcția de premier după consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni. USR nu a mers la discuții. Premierul Olandei, Mark Rutte, cedează furiei într-un discurs public și numește idioți pe oamenii care protestează violent față de restricții. De astăzi, în Ontario, Canada, clienții pot comanda cannabis prin Uber. Compania promite că acesta va fi livrat în cel mult o oră. Ghostbusters Afterlife a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend cu încasări de 44 de milioane de dolari. Filmul este o continuare a comediei SF din 1984. Iar Netflix și Riot Games au anunțat o continuare a serialului Arcane. Știi,